Suspectul ridicat de procurorii DNA ar fi liderul unui grup infracțional acuzat, printre altele, de șantaj, înșelăciune și lipsire de libertate. În plus, numele acestuia apare și în dosarul DNA Ploiești, în care șefi din Poliția Prahova au fost trimiși în judecată. Surse apropiate anchetei spun că bărbatul ar fi căutat protecția șefilor din poliție pentru a-și putea desfășura nestingherit afacerile sale cu produse petroliere. De asemenea, se bănuiește că liderul grupului ar fi comandat incendierea sediului unei societăți comerciale din Prahova pentru a se răzbuna pe patronul acesteia, care ar fi refuzat să se retragă de la o licitație. Familia Moise, ia uitați, mi-a distrus mașina. Ia uitați ce mi-a făcut la mașină. Dar de ce toate astea? Pentru intimidări, ca să nu spun adevărul. Sunt o lume mafiotă care... crimă organizată. Vă simțiți amenințat? Uitați-vă ce mi-a făcut. Deci în fața poliției m-au bătut garda de mediu. Pe dumneavoastră cum v-a înșelat? Sau ce v-a făcut? Nu, pe nepotul meu l-a pus la înaintare, l-a pus săgeată, i-a făcut o firmă pe numele lui, i-a zis că totul va fi ok și că va merge legal. Și când colo el făcea escrocherii, totul era fictiv. El spunea că colectează deșeuri de plastic și ceea ce nu se întâmpla. El se ducea la garda de mediu și spunea că a colectat milioane de tone de peturi. Când nepotul meu a văzut că într-adevăr nu e în regulă cu firma și din cauza asta a și nebunit, a luat o razna, a intrat peste el în casă. A intrat peste el a în casă. Bătaie? Da, a fost violare de domiciliu după ora 10. Am făcut sesizare la poliție. Nu s-a luat nicio măsură. A și incendiat anumite firme, da, pe cineva tot așa l-a intimidat și s-a dus să-i ceară taxe de protecție. Romii așteptau în fața sediului DIICOT când a observat un bărbat trecând cu mașina prin zonă, despre care cred că ar fi denunțător în dosar. Acesta ar fi trecut ostentativ prin fața lor și le-ar fi dat peste cap oglinda de la mașină. Rudele bărbatului audiat au fugit după el și au lovit mașina. Da, e la mașină. Uitați-vă, domne, duceți-vă după ei, de ce îi lăsați să plece? Bă, a fost tot mâinile, mă, luați-vă. Uitați-vă că sunt în spitale și fug și nu faceți... A fost nevoie de intervenția poliției. Pentru că incidentul era pe cale să degenereze, polițiștii au scos pistoalele. Din fericire, nu le-au folosit pentru că persoanele implicate în scandal s-au liniștit.